Bine v-am găsit la horoscopul de miercuri, 10 ianuarie. Astăzi avem niște evenimente astrologice despre care am vorbit și în horoscopul acestei săptămâni. Sper că l-ați văzut și pe acesta. Plus, nu uitați, suntem abia la o treime din această lună și urmează evenimente importante luna ianuarie. De aceea vă invit să căutați în arhivă, în secțiunea videoclipuri sau în secțiunea playlist-uri, horoscopul lunii ianuarie. Că prea e interesant momentul să nu vorbim despre câteva evenimente care urmează. Vom avea mâine un eveniment foarte important, de aceea fiți pe fază și mâine. Evident, am vorbit despre momentul de mâine și în horoscopul săptămânii, dar astăzi vorbim despre două aspecte foarte bune, și anume un sextil și un trigon. Și anume, Marte formează un sextil cu Saturn, un sextil care în această combinație nu s-a mai format de vreo 28-29 de ani și care dă concretețe muncii noastre. Cam pe ce punem mâna să facem, iese. Cu răbdare, cu efort, cu insistență, cu perseverență. Pentru că Marte este un element de acțiune și cei drept este într-un sector al Capricornului, ceea ce înseamnă răbdare. Și în același timp, susținut de Saturn, nimeni altul decât chiar guvernatorul Capricornului. Deci primește acest Marte toate resursele ca ceea ce facem, ori începem acum, că mâine e un moment bun să începem ceva, orice este deja în derulare, să ducă la rezultate de care să fim mândri. Rezultate importante pentru cariera noastră, reputația noastră, imaginea noastră, împlinirea și satisfacția noastră, mai ales de natură profesională. Ca tare, tot ce aveți pe rol în această perioadă, insistați. Că sunt aspecte foarte bune în această perioadă, prea puține aspecte delicate. Mă rog, este cuadratura de ieri care evident se mai menține acea energie iluzorie, fantasmagorică despre care am vorbit, este acolo, dar hai să zicem că este suficient de slabă, pentru că totuși e vorba de un Neptun. Neptun este o planetă blândă de felul său, mai degrabă ne aburește geamul, nu vedem prea bine pe unde mergem, dar totuși mergem. Marte al nostru este acolo în Capricorn și care ne duce vehiculul acolo unde trebuie, bine inspirat și de Saturn. Tot astăzi are loc un aspect tot la grad exact, că de aia le prezint astăzi, și anume Soarele, tot din Capricorn, primește un alt aspect foarte bun, de data asta de la Uranus din Taur. Minunat și acesta, ne inspiră ca munca noastră să dea roade, să punem tot ce știm noi mai bine să facem. Uranus în Taur vorbește foarte mult de talentele noastre, pricepele noastre, toate calitățile alea pe care le putem canaliza. Mai ales că este un aspect, dublu aspect, ce să mai vorbim, și sextilul și trigonul sunt aspecte foarte profitabile, că e vorba de Capricorn. Capricornul e o energie a muncii împlinite, să zicem așa. Pe ce punem noi mâna sau în ce ne concentrăm noi energia, iese abundent, avem resurse, avem cu ce și avem ce scoate din munca noastră. De aceea, ce pot să vă spun decât la muncă, tovarăși, că momentul este foarte bun ca tot felul de lucruri să ne iasă de minune. Iar mâine, o minunată lună nouă, despre care voi vorbi, evident, la horoscopul de pe 11. Și am vorbit în toate horoscoapele despre care deja v-am spus. Fiți un pic pe fază, pentru că într-una din aceste zile, probabil în weekend, voi apărea cu oracolscop. Nu știu exact când, probabil peste weekend îl voi filma și îl voi și edita, și tot într-un an aceste zile am acel film numit Horoscop Special, dar îl spun de câteva zile. Nu l-am făcut din cauza că m-am înzăpezit și eu, n-am putut să ajung să-mi filmez filmul la momentul potrivit, dar urmează, este pe lista mea, este pe agenda de lucru din această săptămână și urmează să vorbim pe bucățele, zodiile luate pe bucățele, luate la bani mărunți, cum s-ar spune, care și cum sunt influențate de marile planete, de la Jupiter încolo. Fiți pe fază, dacă nu sunteți abonați, puteți să o faceți acum, dacă vă pasionează ceea ce spuneam aici, sub formă de horoscop, ori la nivel de popularizare a astrologiei, ori poate sunteți mai cunoscători în domeniu, sunteți invitații mei să vă alăturați acestui canal. Există acolo și un clopoțel, dacă apăsați pe clopoțel după subscribe, evident, veți fi și notificați printr-un mic mesaj în momentul când apare ceva pe acest canal de YouTube. Și știți foarte bine că măcar un film pe zi apare, măcar, pentru că sunt zile în care postez și 2-3 în funcție de perioada din lună în care
Știți bine, finalul de lună e bombardament, pentru că vorbesc de luna următoare, finalul de an este bombardament de filme. Deocamdată atât, sunt două filme în gândul meu și urmează să apară și acestea. Dar ar fi păcat să le ratați dacă sunteți amatorii genului. Mâine vorbim de luna nouă, fiți pe fază și la horoscopul de mâine, iar acum ce să vă spun, decât să căutați jos în descriere, minutul și secundă, de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente, dacă aveți un ascendent pe final de zodie, și hai să vedem cum ne ajută cele două aspecte foarte bune și foarte productive, pe ce punem mâna, ar trebui să iasă aur. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Voi berbeci sunteți foarte susținuți de patru planete într-o poziție foarte înaltă, adică în casa 10 a carierei, a succesului, a realizării, iar acele câteva planete spuneam că sunt și foarte susținute din alte direcții, de Saturn, de Uranus, iar mâine va avea loc minunata conjuncție dintre Soare și Lună, formând faza de lună nouă. Dar vom vorbi mâine despre asta. Astăzi e posibil pe voi să vă preocupe mai degrabă niște călătorii viitoare, drumuri, mișcări de trupe. E foarte posibil să aveți un sentiment oarecum de inadaptare sau că nu vă găsiți locul într-un anumit spațiu. Anturaj, mediu, loc, țară, nu contează. Și probabil gândul vostru deja se duce undeva foarte departe să schimbați locul și norocul la un moment dat. Măcar o vreme, dacă nu dea binelea, măcar o vreme să stați departe de un anumit mediu care probabil are așa o apăsare pe umerii voștri. Poate un mediu ușor toxic, poate un loc în care nu vă mai simțiți bine, cum am zis, nu vă găsiți pacea, liniștea, o stare de disconfort, încât unii, poate unii chiar aveți o doză de izolare, dar o izolare din aia benefică la urma urmei. Stau o vreme departe, gen blocați pe cineva, nu vă mai vedeți cu cineva, amânați o întâlnire cu cineva, așa parcă sunteți ușor ostil, dar în sens bun pentru a vă proteja pe voi. De ceva care nu vă priește. Unii poate sunteți în, ca atunci când sunteți ușor contagios, să spunem așa, sau poate mediul în care vă aflați e ușor contagios și de aia ziceți, stau o vreme departe, nu mă simt bine în mediul ăsta. Poate da, sunt și niște chestiuni de sănătate acolo care vă preocupă, cineva e bolnav și parcă nu vreți să vă îmbolnăviți, este o doză de autoprotecție și vă stați departe de o sursă ușor obositoare. Probabil vă concentrați foarte tare pe muncă, de exemplu, pe o activitate, dar care de fapt vă scoate dintr-un alt mediu. Gen, mă duc la serviciu, stau acolo 12 ore. N-am eu treabă 12 ore, dar stau acolo atât de mult pentru că ceva acasă nu-mi place sau un alt mediu. Sau e acel sentiment de dau foarte mult într-un alt plan ca să stau departe de un alt plan unde ceva nu-mi place. Nu vreau să mă întâlnesc cu nevasta acasă, stau mai mult la serviciu sau mă duc oriunde numai să nu stau să mă intoxic în energia ei. Un exemplu, cam asta este o stare neplăcută pe semne acolo unde de obicei locuiți sau stați sau munciți și vreți să stați departe, făcând altceva, vă concentrați pe altceva sau poate da, aveți niște alte probleme, gen o neînțelegere în cuplu și parcă vreți să vă rupeți de toată povestea asta, căutând un alt motiv de concentrare în altă direcție. Există un anumit plan al vieții către care vă trimiteți cam 90% din concentrare, din atenție, din energie, din timp, din tot, ca să extrageți de dincolo unde ceva nu funcționează bine. Și care vă ajută să vă detașați, probabil problema de dincolo se rezolvă tocmai prin faptul că o țineți la distanță o vreme. Taurii, ați vrea să plecați pe undeva, unde vedeți cu ochii? Voi deja visați la o plimbare, la o călătorie, la un concediu, cine știe, sau poate chiar aveți ocazia asta de a pleca unde vedeți cu ochii. În fond, pentru voi, da, zona asta Capricornului este, printre altele, și un sector al distanțelor. Și cine știe, poate aveți ocazia de a pleca efectiv sau doar de a vă planifica ceva. Poate sunteți printre cei care
deja își găsesc bilete de vacanță, de Paști sau la vară sau cine știe pentru ce perioadă de acum înainte. Nu că nu v-ar sta gândul la muncă, oba, da, la câtă energie este acolo în Capricorn, tuturor ne stă mintea acum la muncă, preocupați de ceva foarte important, pe rol, care ne consumă, dar totodată simțiți nevoia așa de o mică evadare, niște cheltuieli de plăcere, niște planuri, tot așa cumva de plăcere, și probabil vă mai permiteți așa o mică escapadă, măcar cu gândul. Într-o oră acolo de pauză, de masă, mai intrați pe un site de călătorii sau de rezervări și visați, oare unde să mă duc, oare unde să plec. Uneori ajunge și visarea până departe să vă faceți astfel de planuri. Și cine știe, unii abia acum hotărâți o astfel de destinație. Sau chiar primiți o veste, gen vă sună fratele din străinătate că ce-ar fi să ne vedem de Paști nu știu unde. Și deja se generează o discuție, o conversație foarte vie legată de această viitoare întâlnire sau alt fel de eveniment în care veți fi la oaltă. În alt punct de vedere, se poate ca aceste deplasări să fie și strâns legate de studii, de exemplu, de muncă, gen o delegație, vă duceți undeva să vă dați un examen în altă localitate, dar care vă consumă multă energie, dar vă face plăcere. Nu e ceva obositor, nu e ceva care vă generează o povară. Nu, parcă de-abia aștept să plec acolo. Odată cu cursul ăsta pe care îl fac eu, nu știu, la Iași și nu în orașul meu de Baștina, măi, parcă respir, parcă o să schimb un pic locul și energia locului și se mai aerisește viața mea. Deci o eventuală călătorie, inclusiv de afaceri sau de serviciu, de fapt are și o conotație așa ca de vacanță. Pentru voi gemeni, parcă e un moment în care vă tot uitați înapoi, la niște vremuri de demult, și în acele vremuri de demult, probabil exista o anumită stare de bine, poate o stare de abundență, poate exista un anumit om în preajma voastră, deci aveați ceva, o resursă cu ceva timp în urmă, care acum nu mai este. Și duceți dorul acelei vremuri, poate fi un moment de amintiri, de răscoliri, de nostalgii, de romantiri, de regrete, de resentimente, de răsfoit albumele de amintiri, și de acolo iese ceva. Dorul ăla, pentru unii renaște lucrul ăla prin care, de care vă era dor. Aveți ocazia să reluați o legătură cu cineva, vă caută cineva din trecut, regretați un anumit moment și parcă tare v-ați dori să vă mai întoarceți în acele vremuri, ori pentru alții e doar o suferință din acele vremuri. N-ați uitat-o, n-ați iertat-o, ar fi timpul să o iertați, ar fi timpul să o îngropați, ar fi timpul să o lăsați acolo unde era, unde a rămas. Și probabil a venit o vreme așa de analiză, de cântărit, parcă trebuie să cântăriți. Ce fac? Mă întorc la ce era cândva sau mă uit înainte? Mai contează lucrul ăsta din trecut sau îl arunc la gunoi complet? Veți lua o astfel de decizie. Ce să faceți cu lucrul ăla? Care nu-i nici mort, nu-i nici viu, nici nu mai este, dar nici nu este. Cam asta este ideea. O relație baie, ba nu e. O acțiune abandonată cândva, parcă aș relua-o, dar parcă nici n-aș relua-o. Că, de, sunteți geamăn și probabil aveți și o oarecare stare de indecizie, de neclaritate, de confuzie. Și probabil, în câteva zile de acum înainte, va trebui să hotărâți ce faceți cu lucrul ăla scos de la naftalină. Parcă ați dezgropat ceva și stați și vă uitați la lucrul ăla dezgropat și nu știți ce să faceți. În câteva zile probabil va trebui să hotărâți ce, dacă mai merită, să-i dați o șansă sau e vremea să-i închideți complet. Racul, vă gândiți și vă gândiți și aveți o minte supraîncărcată, parcă sunteți un strateg, un ideolog, parcă iese ceva din gândurile voastre, dar e foarte posibil unii să fiți și încărcați de o oarecare gândire cam negativă. Griji, sunteți împovărat, vedeți peste tot numai inamici, numai hopuri, numai probleme, numai dușmani. Ori nu e chiar așa.
E o exagerare, așa este. Probabil aveți ocazia de a intra în legătură cu foarte mulți oameni și modul acestora de a vă trata poate fi un pic cam aspru, cam dur, cam rece și voi, cum sunteți o fire extrem de sensibilă, o luați foarte personal. Și de aia, o privire să vă arunce cineva și un pic câș așa, faceți din asta o întreagă problemă, un scenariu, că mă urăște, că mă vrea rău, că mă pândește, că toate relele le vedeți la cineva care probabil nu are nicio treabă cu voi. Dar fiind voi pe o vibrație bizară, cu atâtea planete în punctul diametral opus, vi se pare că vi se opun toți acum, că de-aia înseamnă opoziții. Ce-au ăștia cu mine, cam asta este. Și faceți din asta o întreagă scenaristică cu iz horror, așa, un pic, parcă ați vedea peste tot numai monștri. Nu sunt deloc monștri, de-aia de voi depinde să vă detașați, de voi depinde să vă relaxați, să nu faceți din țara armăsar, să nu faceți, știți vorba aia, mult zgomot pentru nimic, pentru că pe undeva exagerați gravitatea tonului cuiva care nu e deloc negativ, privirea cuiva care nu e deloc negativă, ci așa, doar cam lăsați un pic fantezia să pună lupa pe ceva ce nu merită luat în considerație. Leul, la câtă activitate aveți voi la serviciu, cred și eu că vă vine să vă suiți pe pereți, dar totodată s-ar putea să vă placă lucrurile de care vă ocupați. Chiar dacă e o agenda arhi-încărcată și s-ar putea toată luna să fiți supra-încărcat cu tot felul de sarcini, vă pun în valoare, aveți ocazia să vă arătați talentele, cunoștințele, calitățile, aturile, supremația, la ce sunteți voi number one și cum e o provocare acolo, sunteți stimulați să dați ce aveți mai bun din voi, probabil dați tot ce aveți în coș, toate calitățile, toată istețimea, toate resursele le puneți într-o activitate care va ieși foarte bine. În momentul când generezi atâta efort pentru un anumit plan, ar fi culmea să nu fie pe măsură și rezultatele. Posibil să fiți apreciați, să vă afirmați, să obțineți un job nou, o sarcină nouă, o funcție nouă, o notă bună la ceva în care puneți tot, puneți suflet. Poate pentru unii a venit vremea să luați o decizie importantă în strânsă legătură cu un job. Accept jobul ăsta, schimb jobul ăsta, accept provocarea, că poate pentru unii este un fel de propunere, vi se face o propunere, accepti proiectul ăsta care e greu, înseamnă că lucrezi zi lumină, îți iei pe umeri ceva mai greu decât înainte, îl accepti și probabil unii, da, sunt de acord. Că poate fi o șansă nemaipomenită pentru voi acest trigon, de fapt, de care aveți parte, e un aspect excelent în carieră. Carieră, profesie, activitățile voastre pe rol, în care vă puteți arăta aturile, nu neapărat calitățile, cât, la ce sunteți voi mai bun decât altul. Cade o lumină pe voi și cu munca de rigoare, clar că și rezultatele vor fi nemaipomenite. Fecioara, toată energia asta care se adună acolo în Capricorn s-ar putea să aibă un rol oarecum terapeutic pentru inima voastră. Aveți nevoie de susținere, de îmbărbătare, de o mângâiere, de cineva care să vină și să vă spună va fi bine. O garanție, da, o confirmare, o validare. Poate erați așa într-o zonă de dubiu, de nesiguranță, de întrebări, ceva vă durea, emoțional vorbind vă durea și așteptați de undeva un medicament, un balsam. Și vine balsamul ăsta. Și balsamul poate să fie prezența cuiva într-un moment în care voi vă simțiți un pic singuri, dați la o parte, răniți, suferinți. Cineva care trece prin aceeași situație. Posibil să vă descoperiți doi oameni cu aceeași rană. Doi oameni singuri, doi oameni bolnavi, doi oameni divorțați, doi oameni cu un trecut oarecum similar, doi oameni cu aceeași problemă se pot întâlni și se pot vindeca unul pe altul. Știți vorba aia,
sănătosul nu-l înțelege pe bolnav, sătulul nu-l înțelege pe flământ. E, se întâlnesc doi oameni cu aceeași problemă, doi oameni bolnavi și care normal că se ascultă, se susțin, se încurajează, se sfătuiesc. Și asta este un semn de prietenie reală. Așa vă vindecați, doar având pe cineva cumva pe aceeași lungime de undă. Nu vă trageți amândoi în jos, habai săraci de noi cât de chinuiți suntem. Nu, tocmai prin faptul că amândoi vă regăsiți unul în celălalt, în povestea celuilalt, asta vă ridică. Vedeți că nu sunteți singuri, practic, care trece prin problema cu pricina și parcă aveți puterea de a vă ridica știind că altul vă înțelege cel mai bine. Balanța. Posibil să aveți nevoie de niște oameni alături să vă țină companie. Aveți nevoie de oameni alături. Sunteți de felul vostru o zodie socială care pune mult preț pe ideea de cineva alături care să vă completeze, să vă asculte, să vă susțină, să cooperați cu el. Și aveți, mediul vostru este foarte plin de oameni. Casa a treia, casa a patra e nebunie acolo. Casa a treia înseamnă prieteni, anturaj, vecini, colegi, tot felul de oameni cu care intrați în legătură, cu care discutați, conversații foarte puternice și totodată casa a patra, care e casa mediului vostru în care vă simțiți bine, familia, zona de baștină, locul pe care îl numiți acasă. Și acolo există o comunicare foarte vie. Abia așteptați să luați legătura cu cineva, sunteți căutat, la rândul vă căutați pe cineva, sună telefoanele, stabiliți tot felul de întâlniri, de evenimente, împreună cu alții. Printre astea poate fi vorba și de iubire. Nici nu știți de unde sare iepurile, că se poate ivi și șansa unei întâlniri romantice. De ce nu? Dar mai degrabă parcă vă regăsiți niște oameni de care vă era dor. Oameni pe care nu i-ați mai văzut de ceva vreme. Poate fi vorba și de întoarcerea într-un fost loc prin care ați mai trecut cândva. Fost loc de muncă, în țara de baștină, vă întoarceți de unde ați plecat și vă simțiți bine. Vă era dor de locul ăla, oamenii aceia, amintirea aia de odinioară. Ea aveți ocazia de a reface o legătură de odinioară. Și care, vedeți că e la fel de vie, e la fel de proaspătă, e la fel de solidă, nimic nu va despărțit, cine știe câtă vreme a stat departe, dar totuși un fir nevăzut v-a ținut aproape și parcă e o plăcere să reînnodați relația aceasta. Scorpionul poate fi o zi plăcută, veselă poate chiar, cine știe, aveți un motiv de sărbătorit, un motiv de petrecere, de ce nu? Poate există în preamna voastră o veste foarte bună, gen aflați că cineva se căsătorește, cineva a născut, cineva urmează să nască, cineva a luat un examen. Poate chiar voi sunteți actorul principal al acestor evenimente foarte bune, dar cineva este în mijlocul, e pe scenă și își zice un rol și atâția ochi sunt îndreptați către acest personaj. De ce nu? Poate voi sunteți acela. O reușită, poate cuceriți pe cineva, aveți o lumină, cade o lumină pe voi mai specială și de aia inspirați încredere, inspirați seriozitate, inspirați numai lucruri bune, încât, sigur, printre toate astea e loc și de o potențială iubire. De ce nu? Trigoanele astea, sextilele astea care se produc acum atrag ochii sexului opus asupra voastră și prin ceva al vostru puteți cuceri. Arătați bine, vă îmbrăcați bine, spuneți ceva foarte interesant, faceți ceva despre care se vorbește. Deci e o șansă să cadă o rază pe voi și trebuie să străluciți în această rază, să vă puneți cel mai bine în valoare, să spuneți ce aveți de spus, să vă ziceți rolul pe scena aia, să atrageți atenția. Și cu atâta atenție îndreptată către voi, normal, vă simțiți și foarte bine, este și o chestiune de ego acolo, de mândrie, de bătut cu pumnul în piept, de vagă îngânfare, dar nu pentru că n-ați meritat-o, ci chiar sunteți în centrul atenției și trebuie să profitați de această ocazie. Săgetătorul.
E multă vânzoleală în jurul vostru, se tot perindă oameni, vă caută oameni, au nevoie unii de voi. Dar și voi aveți nevoie de unii dintre acești oameni din preajma voastră. Numai că voi s-ar putea să fiți genul de om în această perioadă care zice: eu nu mă bazez decât pe mine însumi. Aș avea nevoie de prezența la locutare, de un sfat de la cineva, de o mână de ajutor, dar singurul pe care am încredere, în care am încredere, sunt eu. Și vă veți baza doar pe voi. Chiar dacă vin oameni să vă ofere, hai să te ajut, hai să te susțin, hai să... Nu, voi sunteți foarte independent la urma urmei. Lucrurile cele mai bune ies din propria voastră gândire, minte, independență totală. Probabil aveți o experiență anterioară când v-au mai ajutat, între ghilimele, alții și n-a ieșit ce trebuia. Și de aia ceva vă spune: bun, minunat, frumos că te oferi, dar lasă-mă să fac singur. Lucrurile cele mai solide din munca voastră individuală sau deciziile voastre vor ieși. Nu că sunteți un singuratic, nu că lumea e în jurul vostru, dar poate da, faceți un pic opinie separată. Chiar dacă sunteți într-un mediu supraaglomerat, tot singur preferați să faceți niște lucruri. Eu ce trebuie să dau cu capul, eu decid, eu sunt factorul de decizie, eu răspund pentru ceea ce fac și asta vă dă vouă o motivație. Poate chiar e motivația aia că, da, dacă tot sunt pe cont propriu, tot eu voi culege la urmă roadele. Poate e interesul vostru să nu împărțiți cu nimeni, dar nu la modul egoist, ci la modul eu, le merit eu. E o neîncredere în ceilalți, dar încredere totală în voi înși vă. Capricornul, cum să nu vă simțiți bine cu 4 planete în ograda voastră, mâine va fi și o lună nouă acolo, deci este mare agitație în viața voastră, în mintea voastră, dar probabil ceva se pregătește. Voi sunteți gata mâine de un nou început, parcă mâine se deschide o ușă, dar deocamdată nu faceți nimic în legătură cu ce vreți să faceți mâine. Stați în fața ușii așa și vă gândiți: și o să fac, și o să dreg. E o strategie întreagă, un plan de afaceri foarte bine gândit, dar nu-i dați drumul încă. Parcă mai aveți ceva de adunat, parcă stați un pic și analizați, contemplați ce aveți de făcut. Încă mai vin niște opinii sau resurse sau informații din jurul vostru care deocamdată se bat cap în cap și nu vreți să luați o decizie până nu sunteți siguri că se vor pune așa toate pe o linie directoare, pe un numitor comun. Deocamdată unul zice că da, altul zice că ba, poate chiar mintea voastră ceva vă zice că ar fi bine, altceva vă zice că n-ar fi bine și de aia ziceți nu, mai stau un pic, mă mai gândesc. Pe semne că mâine sunteți gata să apăsați butonul. Acum încă se mai zbat gândurile în mintea voastră. E așa o furtună de idei într-o zonă instabilă deocamdată. Se vor așeza. Și în momentul când veți fi convins că gata, din furtuna asta de idei, merg pe asta, probabil abia de mâine. Dar e interesant, abia așteptați. Este o stare de aia de nerăbdare, abia aștept, sau poate chiar din jurul vostru există un fel de pistonare. Hai, dar nu te decizi odată. Și voi nu. Zona Capricornului înseamnă răbdare. Parcă voi vă puneți la încercare răbdarea sau alții vă pun vouă răbdarea la încercare. Și asta vă zice, la timpul potrivit, și ala probabil e de mâine încolo, voi face pasul pe ușa asta pe care deocamdată așa o privesc cu detașare. Vărsătorul, s-ar putea să aveți în preajma un personaj care vă ridică niște semne de întrebare, așa la capitolul credibilitate, seriozitate, maturitate, și n-ați vrea să fiți păcălit. Voi veți da dovadă în perioada asta de vorba aia cu tot pățitul priceput. V-ați ars odată, ați avut încredere în cine n-a trebuit, a fost în preajma voastră un personaj care părea că e ok, dar de fapt ascundea ceva și se pare că ați învățat ceva din lecția asta trecutului. Și acum s-ar putea să treceți printr-o situație oarecum similară,
și nu vă mai băgați. Aveți flair, aveți presimțire, aveți experiență, încât acum nu vă mai păcălește nimeni ca data trecută. Că cineva, da, încearcă să vi se bace pe sub piele, să se dea drept prieten, să vă tăpăcească, să vă aburească, să vă atragă într-o cursă, dar nu vă mai prinde. Și de aia s-ar putea să fiți foarte reticent și aveți așa un fel de scut protector. Parcă n-auziți, parcă nu vă atinge ceea ce vine de la șmecherul ăsta care încearcă cumva să vi se bage pe sub piele sub formă de prieten, dar e fals, colaborator, dar cine știe ce urmărește, persoană iubită, dar poate umblă cu cioara vopsită. E, ceva vă sună vouă un clopoțel să nu vă băgați. Stați foarte detașat, indiferent, poate chiar, încât cine are un interes cu voi se va și mira că sunteți atât de rece. Dar e răceala omului prudent. Mai bine nu mă bag. N-ai decât, fă tu ce vrei, dar eu nu. Și această îl ține să-l respect pe șmecherul cu pricina așa să vă pune pe voi la adăpost să nu cădeți în plasa cuiva. Voi peștii s-ar putea să simțiți multă susținere de la oameni, poate chiar oameni total necunoscuți vouă. S-ar putea să treceți printr-un moment, nu neapărat delicat, dar poate e nevoie să primiți ajutor din afară, încât s-ar putea să aveți marea surpriză să vă ajute oameni cu care poate n-ați schimbat o vorbă niciodată. Mai rar, dar se mai întâmplă să vedeți bunătate chiar și în medii total necunoscute. Treceți printr-o situație în tramvai și cineva cu suflet bun vă ajută. Vi se dă voie să treceți în față la coadă. Cineva vă dă o mână de ajutor. Deci s-ar putea oameni total necunoscuți cu care probabil nu o să mai aveți nicio treabă vreodată, să facă gesturi de-astea foarte frumoase. Nu vin gesturile frumoase de la cei de la care v-ați fi așteptat, prietenii, colaboratorii, familia și așa mai departe. Vin de la oamenii ăștia, întâlniți întâmplător pe stradă, la magazin, în tramvai, și care vă miră și pe voi câtă bunătate pot să arate. Ei, pentru voi este un semn bun, un semn de încredere că mai există bunătate pe planeta asta, cam asta este sentimentul. Ceva de genul, poate până mai ieri priveați foarte negativist o chestie, mai nu mai există oameni, cât de răi sunt oameni în ziua de azi, cât de egoiști sunt, mă rog, deci era o imagine creată oarecum negativă la nivel global, cât nu mai credeați că cineva poate fi bun. Și aveți parte de un exemplu, dar e excepția care schimbă regula la urma urmei. Nu vă așteptați să fie cineva bun, să fie cineva blând, să fie cineva înțelegător. Cum ziceam, poate oameni total de la care nu v-ați fi așteptat la așa ceva. Și iată, o șansă că mai există ceva bun pe lume. O șansă că nu suntem chiar atât de răi. O șansă că nu suntem pierduți în spațiu, într-o zonă ostilă și rea și negativistă. Și vă veți vorbi despre lucrul ăsta. Veți fi genul de oameni care, da, trec astăzi printr-un eveniment și aveți un cont pe TikTok, un exemplu, și vă duceți și, da, faceți acolo un point of view, cum se fac în ziua de azi, story time, care spuneți cât de uimit sunteți de bunătatea unui om într-un moment în care nu v-ați fi așteptat. Deci asta, simțiți nevoia să faceți public un gest frumos pe care, iacătă, un străin l-a făcut pe stradă. Și asta vă parcă alimentează și mai tare încrederea în oameni, încrederea în viitor, încrederea în lucrurile bune de pe această lume, astfel încât să schimbați părerea. Acolo unde mai ieri ziceați niciodată nu o să mai fie ceva bun pe planeta asta, oamenii sunt răi, toți sunt generalizați în sens negativ, e începe să particularizați. Că ba da, mai sunt și oameni buni, mai sunt și oameni darnici, mai sunt și oameni generoși, mai sunt și prieteni adevărați, ba chiar și oameni pe care până mai ieri ați etichetat negativ, ar putea primi o etichetă pozitivă. A
Asta este ziua de miercuri, 10 ianuarie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube sau pe agvaria.com și să ne vedem cu bine și mâine la lună nouă.